Istoria a prins viață în cele trei zile abia trecute în municipiul nostru. Vinerea a fost declarată deschisă cea de-a șasea ediție a Festivalului Medieval al Cetății Severinului. Timp de trei zile, trupe și ansambluri de excepție, spectacole unul după altul, parade și dansuri medievale, dueluri și întreceri cavalerești au redat gloria de altă dată a cetății medievale a Severinului. Anul acesta, Festivalul Medieval al Cetății Severinului s-a desfășurat în perioada 9-11 septembrie. Acest eveniment cultural a cuprins pe perioada celor trei zile scenete de teatru, concerte de muzică medievală, expoziții, demonstrații ale ordinelor cavalere și o magnifică punere în scenă a asedierii Cetății Severinului de către o oștire condusă de Vlad Țepeș. Primarul orașului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, este cât se poate de implicat în tot ceea ce ține de viața severinenilor. Acesta încearcă pe cât posibil să aducă orașul la standarde cât mai moderne, însă nu uită nici de nevoia de distracție a severinenilor. Încercăm să impulsionăm actul cultural. Într-adevăr, deja suntem la șasea ediție, avem experiență, ne bucurăm să fie foarte multă lume. Încercăm de la an la an să modernizăm, să venim cu lucruri noi. Avem parte, într-adevăr, de zile frumoase, ne ajută și vremea. În același timp, prin impulsionarea actului cultural, încercăm să aducem și mai mulți turiști în Turnul Severin, dar în același timp să reînvățăm copiii noștri istoria, să reînvățăm cu toții istoria, să știm că aici avem secole de istorie în spate și Severinul a fost și este un oraș istoric. Vineri, festivalul a debutat cu parada trupelor participante, aceasta fiind urmată de un spectacol impresionant. Sâmbătă a avut loc deschiderea taberelor medievale și atelierelor, urmată de spectacole atât muzicale, cât și teatrale și pirotehnice spre bucuria spectatorilor. Duminică, în ultima zi a festivalului, cei aflați în cetatea Severinului s-au bucurat de concerte oferite de interpreți și trupe din toată țara. Pe tot parcursul festivalului, accesul în cetatea medievală a Severinului a fost gratuit. Numărul mare al participanților la edițiile precedente, dar și la cea de anul acesta, participanți atât din orașul gazdă cât și din țară, arată că Severinul este aproape de realizarea unui brand turistic de succes și atragerea după sine de cât mai mulți vizitatori în municipiu. Retrăim atmosfera medievală cu cavaleri, cu domnițe, cu dansuri, cu muzică medievală. Este o invitație adresată tuturor severinenilor de a participa la acest festival. De la an la an mai vin tot mai mulți vizitatori, cum vi se pare? Mi-a plăcut foarte mult, am văzut că s-a animat viața la cetate. Într-adevăr, pe timpul verii și copiii, beneficiind de vacanță, însoțiți de adulți, au vizitat cetatea medievală și așa se află, intră în circuitul turistic național și de ce nu internațional, să fie vizitată de cât mai mulți turiști. Sunt mândru că sunt severinean, deci că are loc acest festival medieval la noi în oraș. Am mai văzut festivaluri și în alte orașe, gen Sighișoara, Sibiu, dar parcă cel de la noi, e, pentru mine cel puțin, e cel mai bun. Ce vă place cel mai mult? Păi mi-a plăcut faptul că deci, respectă tradiția, deci îmbrăcămintea, am văzut acum și călăreți cu cai, arme, cred că în special pentru copii e foarte interesant, dar și pentru noi. Ce îți place cel mai mult la acest festival? Îmi place că sunt daci aici și sunt foarte buni îmbrăcați, ca tradițional așa. Este eram... prima oară când vii la acest festival? Nu, am mai fost odată aici. Mi-a plăcut că s-a prins torțele alea, că îmi plac torțele alea, că o să fie un festival cu torțe. Parada
pizza. Frumoasă! Ce-a plăcut ție cel mai mult la acest festival? Mi-a plăcut că au fost și căluți. Este prima oară când vii la festivalul medieval? Nu, mai am fost. Cetatea Severinului a fost un extraordinar punct strategic în devul mediu. Cetatea Severinului s-a aflat succesiv în stăpânirea Ungariei și a țării românești, fiind condusă de banii Severinului. Ulterior, bănia a migrat spre Strehaia, apoi la Craiova, devenind o instituție importantă a evului mediu românesc. Cetatea Severinului a fost distrusă după bătălia de la Mohaj din 1526. Atunci, locuitorii cetății Severinului s-au retras la Cerneți, care a devenit apoi reședința județului Mehedinți. Potrivit tradiției, numele de Cerneți ar veni de la Cerniți, adică întristați, îndoliați sau oameni plecați dintre zidurile negre arse.